Pentru probe o să folosesc niște hole șuruburi. Astea sunt de 60 cu 3. Mai am de 70 cu 5. Aici am unul de 180 cu 4 și 180 cu 7. Astea le folosesc cel mai des la îmbinări de căpriori, de grinzi, pe la acoperiș. Sunt cele mai rezistente și îmi plac foarte mult la îmbinări, strâng foarte bine. Pe urmă o să încerc să găuresc. Am un burghiu de la Bosch de 15. Să văd cum reușește să găurească cu el. Asta l-am luat doar de test. Deci un burghiu pentru lemn, mai am o freză, un burghiu drept de la Makita de 20. Să văd și cu asta cum se comportă. Și pentru găurirea în cărămidă sau în beton, am luat un burghiu cu coadă cilindrică, cu o singură pastilă de 10. Cred că e suficient pentru un test cu această mașină. Nici nu cred că o să o folosesc eu la diametre mai mari. Deci, haideți să o supunem la niște teste și să vedem cum se comportă.
Cam ăsta a fost testul cu această mașină. Poate ați fi vrut să fiți un pic mai impresionați, însă nu am avut cu ce accesorii să fac un test mult mai relevant. Aș fi vrut să îi duc capacitățile până la maxim, să vedem unde nu mai poate. Însă nu am la ce folosi accesorii mai mari de atât. Și am zis că dacă tot le iau pe astea pentru test, să le și folosesc la ceva. I-ați văzut pe băieții aia care fac teste de genul ăsta, folosesc accesorii mari, groase, le testează capacitățile la maxim, însă eu nu prea folosesc astfel de accesorii. Cam astea ar fi, să zic așa, cam ce mi-ar trebui pe lângă casă și pe care le voi folosi cu genul ăsta de mașină. În treburile mele de zi cu zi nu o să fac teste, nu o să o omor, nu o să o folosesc până nu mai poate. Așadar, eu zic că v-ați făcut o idee despre capacitățile mașinii. Șuruburile le-a împiletat fără probleme. Pe ăsta nu aveam nicio șansă să-l îngăuresc cu înfiletanta de la Bosch fără pregăurire. Așadar, cu asta de la Makita de 54 de Nm, el duce fără probleme. Cu freza merge foarte bine, la fel și cu burghiu pentru lemn. În beton nu se descurcă foarte, foarte bine. Am dat într-un beton foarte dur. Era o bucată de la planșeul de la casă și acolo am băgat eu beton ca lumea. M-am oprit din test pentru că se încălzise destul de tare și n-am vrut să risc să o ard. Dar nu o să folosesc asemenea mașină pentru găurit în astfel de beton. Pentru așa ceva am rotopercutorul. Eu am vrut să fac numai un test. Pe asta o să o folosesc la găurit în pereți, de exemplu, dacă vreau să bag un dublu, să prind un televizor sau ceva. Nu o să desfac dita mai rotopercutor, o să mă folosesc de chestia asta. Deci percuția la ea doar la așa ceva o să-mi folosească. Nu o să mă apuc să găuresc prin betoane cu mașina asta, nici nu e concepută pentru așa ceva. Acumulatorul ați văzut că era încărcat la maxim atunci când am început să fac testele. După toate testele făcute, mai am două linii în acumulator. Deci este un acumulator de 3 A. Eu consider că este decent cum se comportă acumulatorul. Ca atare, asta este mașinuța. În momentul de față nu mai vine nimic în cap să vă mai spun despre ea. Ați văzut clipul, de fapt prima parte în care am făcut prezentarea. Eu am încercat să îi spun cam tot ce era de spus despre ea, în așa fel încât dacă cineva este interesat să o cumpere, să știe despre ce este vorba. Mai am ceva de la Makita, o să vă arăt în clipurile următoare. Două unelte, ceva de grădină de la Makita, care funcționează tot așa cu acumulatori din ăștia. Și mai am o sculă electrică, o să vedeți despre ce este vorba. Episodul următor o să vedeți un test cu fierăstrăul circular de banc de la Evolution, cel pe care l-am primit acum ceva vreme. Nu mi-am găsit timp până acum să fac și eu niște teste. Așadar, ne reauzim la clipul următor. Până atunci, eu vă doresc numai bine!